Astfel a demarat fostul pilot de Formula 1 timp de mai bine de 10 sezoane, Nick Heidfeld, de această dată dintr-un bloc start special din fața Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara. Sub privirile a sute de curioși, pilotul german a făcut demonstrații la volanul primului astfel de monopost electric care a fost adus în România cu ocazia evenimentelor găzduite de UPT înaintea startului noului an universitar. Sute de timișoreni și nu numai au admirat primul monopost electric prezentat în premieră în România, folosit de echipa indiană Mahindra Racing în cursele de Formula E. Mașina de curse poate atinge o viteză maximă de 280 de km pe oră și are o putere de 250 de kW, echivalentul la 469 de cai putere. Are o greutate de 900 de kg, dintre care 385 ale bateriei. Sincer, un moment minunat, mai ales că e și o oportunitate că e un monopost de Formula E și vezi rar așa ceva. E entuziasmant, eu sunt fan Formula 1 de când mă știu. Tranziția asta spre energii regenerabile și curse sustenabile. N-am văzut până acum un monopost de Formula E, mă bucură maxim că sunt aici. Mi se pare o posibilitate extraordinară, mai ales că mașina arată foarte bine. Este și electrică, care este un lucru uimitor, că poate să atingă și viteze foarte mari. Monopostul electric este dezvoltat de unul dintre partenerii din mediul economic ai Universității Politehnica Timișoara. Întregul sistem de propulsie, inclusiv motorul electric, transmisia și electronica de putere pe bază de carbură de siliciu sunt dezvoltate de compania parteneră UPT. The biggest difference for me between an internal combustion car and an electric car like Formula 1 and Formula E is that for the driver it is much more precise to control the power. On an internal combustion engine car, you always have a misfire or a delay, and this is not the case in this Formula E car, and also on a normal road car, which makes it a bit more fun. În cele câteva ore cât timp monopostul electric a putut fi admirat, sute de participanți au făcut fotografii nu doar cu mașina de curse, dar și cu fostul pilot de Formula 1, Nick Heidfeld.